idee antisistem începe să pătrundă în societate, intelectualii imediat o cataloghează la teoria conspirației, nu lasă să pătrundă aici. Cu atât mai greu. Sunt că mulți care sunt catalogați drept conspiraționiști. Nu neapărat conspiraționiști, dar dușmani ai ordinii. Da. Deci sunt descriși ca agresori. Ordinele drept. Aici nu mi-ar tinde să simpatizeze cu conspiraționiști, pe tot am asta la modă. Deci el zice că cărturarii vor să transmită două lucruri. Una e că statul e inevitabil. Sunt niște forțe istorice, niște, uite, dacă de când ești la Mars, niște forțe mai puternice decât noi. Nu mai contează ce vrem noi, ele oricum vin peste noi, așa, sunt legile istoriei, așa evoluează istoria, a fost feudalism, a fost ușcare, a fost ușcare. Ca niște forțe, forțe naturale. Și atenție, ăsta e contraargumentul pe care îl ai în, aproape de la toată lumea, atunci când începi să vorbești împotriva statului, ăsta că statul e inevitabil. Nu analizează rol, dar zice doar simpatizez cu conspiraționiștii, pentru că ei se duc la nume și pronume. Adică ei spun, uite, e un eveniment ciudat, nu știu, vaccinarea obligatorie. Conspiraționiștii zic, păi uite, Bill Gates, Schwab, adică vin și vorbesc de responsabilitate individuală, nu de forțe date istorice care ne supunem lor și nu avem ce să comentăm. Mm-hmm. În sensul ăsta sunt mai liberal, mai simpatici conspiraționiștii. Caută niște cauze, știi? E o responsabilitate individuală acolo. Nu. Sunt niște oameni care au decis aia, nu știu, să luăm de la Pfizer, nu știu câteva ce. Ca o predispoziție asta spre îndoială, nu acceptă direct povești oficiale date de stat sau de nu știu ce organizații. Și indiferent de tipul de conspirație, că Wall Street Center, că nu știu ce, ideea e că au totuși avantajul ăsta, că merg la responsabilitate individuală, nu merg explicații de astea impersonale de tipul forțelor istorice și nu știu ce.